Papa Francisc a vorbit despre imposibilitatea ca o femeie să devină preot în cartea sa publicată în luna iunie. Papa Francis spune că doctrina bisericii catolice arată că femeile nu pot primi ordine sfinte. Faptul că femeia nu poate avea acces la viața preoțească nu este o privare pentru că locul ei este mult mai important. Cred că greșim în cateheza noastră explicând aceste lucruri și în cele din urmă ne întoarcem la un criteriu administrativ care nu funcționează pe termen lung. Pe de altă parte, cu respect pentru carisma femeilor, vreau să spun foarte clar că din experiența mea, ele au o intuiție eclesială minunată, a spus Papa Francis. Numeroși activiști au sperat că hirotonirea feminină, care a fost inadmisibilă pentru dezbatere de către Biserica Catolică vreme de peste un mileniu, va fi discutată la Vatican. Veranul Pontif a subliniat incapacitatea bisericii de a schimba doctrina pe această temă, dar se întreabă dacă deschiderea preoției pentru femei ar aduce beneficii clerului. Luteranii hirotonesc femei, dar totuși puțin oameni merg la biserică. Preoții lor se pot căsători, dar în ciuda acestui fapt nu pot crește numărul de slujitori. Problema este culturală. Nu trebuie să fim naivi și să ne gândim că schimbările programatice ne vor aduce o soluție. A mai spus acesta. Relatează știrile protv.ro